Marți, Camera Deputaților, în calitate de for decizional, a aprobat un proiect de lege care interzice orice tip de publicitate audiovizuală pentru țigări electronice, inclusiv pentru cele de tip vape sau dispozitive cu tutun încălzit. Se interzice publicitatea explicită pentru produsele din tutun, țigarete electronice, inclusiv de tip vape, produsele destinate inhalării fără ardere din înlocuitori de tutun, dispozitivele electronice pentru încălzirea tutunului și a produselor destinate inhalării fără ardere din înlocuitori de tutun, precum și pentru pliculețele cu nicotină pentru uz oral, restricții stricte în proximitatea școlilor și spitalelor. Un amendament esențial al proiectului de lege prevede că publicitatea acestor produse este interzisă în incinta unităților de învățământ și a unităților de asistență socială, precum și la o distanță mai mică de 200 de metri de intrarea acestora măsurată pe drumul public. Această măsură este destinată să reducă vizibilitatea și accesibilitatea acestor produse pentru tineri. De asemenea, legea extinde interdicția de publicitate autovizuală la toate produsele care conțin tutun sau nicotină. Publicitatea pentru băuturile alcoolice, produsele din tutun, țigaretele electronice și dispozitivele pentru încălzirea tutunului este de asemenea interzisă în publicațiile destinate în principal minorilor, precum și în sălile de spectacole înainte, în timpul și după spectacolele destinate minorilor. De asemenea, reclamele nu pot să sugereze că aceste probleme au proprietăți terapeutice sau că pot rezolva problemele personale. Următorii pași legislativi, proiectul de lege pentru modificarea articolului 29 din legea autovizualului numărul 504/2002 și pentru modificarea legii numărul 148/2000 privind publicitatea a fost transmis președintelui Klaus Iohannis pentru promulgare. Relatează Antena 3.ro.